Încă trei miniștri vor ajunge în Gorj în perioada următoare. Primul este așteptat ministrul transporturilor Răzvan Cuc, care va inaugura duminică noul sediu RAR. Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, a declarat că săptămâna viitoare va veni și ministrul apelor și pădurilor, dar și cel al educației. Ministrul transporturilor Răzvan Cuc va ajunge duminică în Gorj. Acesta va fi prezent alături de alte oficialități la inaugurarea noului sediu RAR. Duminică va fi inaugurarea sediului RAR. E un sediu modern, e un sediu în care s-a investit o sumă destul de mare, peste 2 milioane de euro. Vorbim despre o prestare de servicii la înalte standarde, să spunem așa, de care vor beneficia toți gorjenii. Duminică vom avea și prezența directorului general al RAR, a ministrului transporturilor, domnul Cuc, va veni iarăși în Gorj pentru a inaugura acest sediu și alte oficialități. Luni urmează să ajungă și ministrul apelor, Ioan Deneș, care va vizita și una dintre carierele de la Complexul Energetic Oltenia. În perioada următoare, cea mai recentă o să fie luni, va fi ministru prezent în Gorj, ministrul apelor și pădurilor, domnul Deneș. Sigur, are un traseu destul de, sau o agendă destul de încărcată la Gorj. Va atinge exact punctele sensibile, de la investițiile care le are în portofoliu în Gorj până la problemele care au fost ridicate de anumite autorități. Pe lângă vizitele în teren în domeniul respectiv, va fi și o vizită într-o carieră din județul Gorj, pentru că și acolo și Complexul Energetic Oltenia se confruntă cu anumite probleme ce țin de atributul, să zic așa, al Ministerului Apelor și Pădurilor. Așteptat în Gorj este și ministrul educației Ecaterina Andronescu, a cărei vizită a fost reprogramată. Vom avea și alte vizite. Și-a anunțat vizita și chiar și-a dorit să vină doamna ministru al educației, doamna Ecaterina Andronescu. Chiar ieri am discutat cu domnia sa și spunea că își programase săptămâna asta, însă săptămâna asta a fost extrem de aglomerată. Astăzi este și o ședință de guvern, că astăzi avea programat. Ieri am avut, după cum bine știți, un comitet executiv și s-a suprapus și s-a, cu alte priorități, drept pentru care vizita dumnei sale cred că va avea loc săptămâna viitoare, dacă nu cealaltă săptămână, pentru că intrăm în săptămâna Paștelui. De la începutul acestui an, Gorjul a mai fost vizitat odată de ministrul transporturilor Răzvan Cuc. De asemenea, ministrul culturii Daniel Breaz a fost în județul nostru, dar și ministrul sănătății Sorina Pintea a surprins cu o vizită inopinată.